Familia reprezintă stâlpul societății europene creștine. Familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Și așa trebuie să rămână, și pentru acest drept ne vom lupta în Parlamentul European. Nu ne dorim ca o minoritate să impună majorității lucruri dincolo de normalitate. Nu ne dorim ca să avem copii educați forțat pe baza unor reguli și principii care nu ne aparțin. Nu ne dorim educație sexuală. Familia de secole a știut cel mai bine să aibă grijă de copiii săi. Nu ne dorim ca Europa să devină precum cetățile Sodoma și Gomora, pedepsite pentru desfrâul cetățenilor. Avem nevoie de o Europa morală, o Europa creștină. Pentru acest lucru, în data de 9 iunie, românii trebuie să se prezinte la vot. În Parlamentul European trebuie să trimitem patrioți care să se lupte pentru normalitate.